Se consideră sistemul x1 minus mx2. Hai să trecem partea la alta. Egal cu minus 1. 2x1 plus x2 egal cu m. 3x1 plus paranteză m minus 1x2 egal cu 1 minus m. Fie m mulțimea acelor parametri pentru care sistemul e compatibil. Nu spune determinat sau nedeterminat, ci e suma acelor m. Acum, atenție, puteți să o faceți cu căutați determinant principal, cu rușe, cu nu știu ce, dar pierdeți timp pentru că determinanții, atenție, ăștia de ordinul 2 îl vor conține pe m, începe discuție cu m. Sau puteți să rezolvați ca atare sistemul, da? Îi aflați și vedeți cât vă dă. Dacă nu vă dă niciun x1 sau x2, e incompatibil. Dacă nu e compatibil, spre exemplu, scot pe x1 din prima, este mx2 minus 1 și îl bag în asta la altă. Ce îmi dă? 2mx2 minus 2 plus x2 egal cu m. Pe urmă, 3x1, adică 3mx2 minus 3 plus paranteză m minus 1 ori x2 egal cu 1 minus m. Hai să vedem ce mi-a dat. 2m plus 1 tot ori x2 egal cu m plus 2. A doua. 3m plus m minus 1, adică 4m minus 1 ori x2 egal cu cât vine? 3 plus 1 egal cu 4 minus m. Da? Atenție, același m trebuie să verifice și una și alta. Da? Și acum e super simplu. Păi zicem odată așa, uite, să scoatem pe x2 dintr-una din prima. Dacă 2m plus 1 odată egal cu 0, că nu pot să fac împărțirea, m egal cu minus 1 pe 2, ia să văd ce-mi dă asta. Pe asta devine 0, că asta mi-a dat 0, egal cu 2 minus 1 pe 2. Contradicție. În acest caz, sistemul va fi incompatibil. Dacă m diferit de minus 1 pe 2, atunci îl scot pe x2 din prima egal cu m plus 2 pe 2m plus 1 și îl introduc în a doua. Și de acolo scot pe m. 4m minus 1 pe lângă m plus 2 supra 2m plus 1 egal cu 4 minus m. Ne aduc la același lucru și îl determin, da? Și desfac, da? Deci vine 4m pătrat plus 8m minus m minus 2 egal cu ăștia 2 mulțiți. Cât fac? 8m minus 2m pătrat plus 4 minus 4m. Hai să vedem. Vine 4m pătrat plus 7m minus 2. Hai să trecem și pe ăștia din coace. Plus 2m pătrat. Ăsta cât dă? Plus 4m. Deci minus 4m. Și ăsta minus 4 egal cu 0. Deci îmi dă 6m pătrat plus 3m minus 6 egal cu 0. Da? Ia să vedem. Delta cât este? Vedem acum. Delta este minus 3 plus sau minus radical din 9 plus 4 ori 36, 72, 144 pe 12. Deci este minus 3 plus sau minus radical din 153 pe delta. M1, 2, scuze. M1, 2 aici, da? Așa. M1, 2. Bun, deci observați că pentru fiecare dintre acești M1 și M2, X2-ul a ieșit, este ăsta, da? De unde X1 este cine? Este de aici, de unde l-am scos noi, de unde l-am scos de aici. X1 este acest MX2 minus 2, da? Deci pentru ambele valori ale lui M, ăsta este compatibil. Ce îmi cerea mie? Suma acelor M. Adică, practic, cine? M1 plus M2. Pe din ecuația de gradul 2, suma rădăcinii este cine? Minus B pe A. Minus 3 pe 6 este minus 1 pe 2. Da? Deci nu trebuia să... Da. Asta le-am pus că nu știam ce se întâmplă mai... Minus... asta să vedem acum. Imediat să nu fi greșit pe undeva la vreun calcul. Lasă că mi-a dat minus 2. Imediat să ne uităm la calcule. Da, stați că am văzut unde am fost eroare la mulțire. Aici era minus m, era. Da? Era 1 ori minus m, da? E, deci vine plus, ce era 7m, deci aici e minus 7m, scuze. Hai să șterg asta, stați o secundă. Așa. Da?
Așa, era minus 7M. Așa, deci nu că era 7M cu 7M. Ăștia se duc, deci rămâne 6M pătrat egal cu 6, așa, M pătrat egal cu 1, M egal cu plus sau minus 1. Pentru fiecare am văzut că este, observați, sunt diferiți de minus 1. Deci S egal cu 1 minus 1, adică suma lor egală cu 0. Suma lor egală cu 0, răspuns corect A.